Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, în scandalul cerealelor din Ucraina. Ministrul ucrainean al agriculturii va discuta miercuri cu oficialii noștri despre criza cerealelor. Astăzi face lobby cu cei din Polonia. Este alături de noi domnul ministru Petre Daia, ministrul agriculturii. Hristos a înviat și vă mulțumesc că sunteți alături de noi, domnule ministru. Imediat ne spuneți ce veți face, pentru că vedem, Kievul încearcă să obțină redeschiderea tranzitului de produse alimentare în Polonia, pentru că deja sunt țări care au luat aceste decizii și la noi fermierii se plâng de toate efectele devastatoare ale cerealelor ucrainene. Adevărat am viață, în primul rând. Domnule ministru Daia, sunteți în direct în newsroom. Ați fost și vineri când ne-ați spus că ați avut acele discuții cu omologii din statele Uniunii Europene și că se dorește o acțiune comună. Vedem că deja sunt state care au interzis importul de cereale ucrainene, Polonia, chiar și tranzitul. Ce facem noi? Sigur, eu în momentul în care spunem că facem acțiune comună, îmi respect cuvântul. Sper că acea întâlnire pe care am avut-o să se materializeze, cunoscând pe de o parte ce înseamnă legile pe care le avem, ce acordurile pe care le-am încheiat și România este parte, cum de altminteri și deciziile pe care trebuie să le ia Comisia Europeană în perspectiva întâlnirii din data de 19, când în Coreper se pune în discuție regulamentul 870, care a dat drumul practic la importul, sau mai bine zis, la comerțul cu cereale din Uniunea, din Ucraina în țările Uniunii Europene. Eu merg pe acest culoar al înțelegerii, al procesării datelor și al deciziei care poate fi validată la nivelul Uniunii Europene, în așa fel încât să avem și succes. Am putut vedea și eu, am fost mereu în discuție și acum sunt în drum spre Ministerul Agriculturii, de aceea nici nu v-am răspuns așa, pentru că trebuie să mă duc la birou și să calculez de bine pașii pe care trebuie să-i facem din punct de vedere juridic și din punct de vedere organizatoric. Juridic, știindu-se că activitatea comercială, comerțul la nivelul Uniunii Europene este în portofoliul Comisiei, iar noi, în calitate de state membre, avem și noi componenta de răspuns pe care am procesat-o și aș vrea să vă aduc aminte doar de scrisoarea pe care a transmis-o cei patru prim-ministri și președintele Bulgariei, susținând nevoia de a se interveni la nivelul Comisiei Europene, de a se reglementa în așa fel încât aceste reglementări să poată fi avantajoase, totuși, pentru țările noastre, pentru fermele noastre. Domnule ministru, ce facem când vedem că deja țările răspund individual? Nu se mai păstrează ceea ce au promis. Și haideți să vedem. Polonia a interzis importul de cereale din Ucraina, dar și de alte produse, miere, lapte, ulei și, foarte important, se gândește să interzică și tranzitul, domnule ministru, al cerealelor din Ucraina. Sigur, este o decizie a statului respectiv, nu vreau să o comentez. E o răspundere pe care și-au asumat-o în relația cu Comisia Europeană și din acest punct de vedere nu pot să fac alte interpretări decât acelea că pe toți ne interesează și dacă am stabilit o acțiune comună, facem acțiuni comune, dar nu încălcând regulile pe care le-am instituit în calminteri, nu avem finalitate. Și am și văzut răspunsul Comisiei Europene, avem acest răspuns. Comisia Europeană critică statele care au luat aceste măsuri independente. Slovacia, al doilea stat care interzice importul, Ungaria, au anunțat și ei că interzic importul de cereale, dar și unele produse alimentare din Ucraina. Domnule ministru, și Bulgaria. A venit anunțul aseară. Și Bulgaria vrea să interzică acest import de cereale.
ministrul lor de al agriculturii a anunțat acest lucru. Foarte important și, să vedem dacă dumneavoastră mai aveți cu cine să acționați împreună, să nu rămânem ultimii. Toată lumea vrea, dar să și poată. Adică vrem cu toții să reglementăm această situație, o reglementăm în comun, pentru că suntem totuși în Uniunea Europeană. Și suntem, pe de o parte, și creatori de decizii, stăm și la masa deciziilor și la implementarea lor. De, regulile acestea ne sunt clare și nu facem alte interpretări decât așa. Suntem și noi și ne dorim, și iată că cum își doresc toți, iar și noi în dreptul nostru și e firesc, să dăm drumul la tranzitul în cerealelor pe zonele respective, dar să nu afectăm fermierii români și să le dăm posibilitatea ca să valorifice grenele pe care le-au. Deci să interzicem și noi importul, da? Să interzicem și noi importul. Eu am spus un lucru foarte clar. Încordonez întreaga activitate pe baza regulilor statale și a diplomației pe care o instituie comportamentul statal. Dacă premierii au stabilit obiectivele necesare, să așteptăm ca aceste obiective să se proceseze la Comisia Europeană. Nu poate un ministru, fie el și Petre Daia, să treacă peste reguli care sunt stabilite și care s-au instituit în ordine, în relația instituțională cu Comisia Europeană. Vă întâlniți miercuri cu omologul dumneavoastră din Ucraina? Deci, Evident că mă întâlnesc miercuri cu omologul din Ucraina, cum de alminteri, aștept și ședința din Coreper de 2, care se va desfășura tot miercuri, și am și săptămâna viitoare, în data de 25, un Consiliu de Ministri la care voi participa și ocazie cu care pot să îmi expun punctul de vedere și să instituim acele norme juridice necesare, în așa fel încât regulile să fie, pe de o parte, instituite prin forța juridică și respectate deopotrivă. Acum, domnule ministru, pentru că s-a tot discutat, așteptăm și să nu rămânem ultimii, să nu vedem că Uniunea Europeană nu o să ia decizia, da? Să nu rămânem noi cu toate cerealele aici, că tot se interzic peste tot. Deci, sigur, nu-i vorba aici de o competiție a timpului, ca noi să luăm startul dacă nu se fluieră. Trebuie să intrăm în regulile foarte clare și din acest punct de vedere nu-mi îngădui, cum de-al minteri am făcut-o dintotdeauna, nu-mi îngădui să încalc nici regulile și nici cuvântul. Am spus-o foarte clar că dorim și trebuie să găsim soluție ca cereale din România să poată fi valorificate în așa fel încât fermierii să aibă magazile goale și pregătite pentru noua recoltă care va începe peste 2 luni și ceva, cum de alminteri. Avem și atitudinea aceasta normală, corectă, de a realiza tranzitul de cereale. Corect, suntem că ne-am angajat să-i ajutăm pe cei în Ucraina. Domnule ministru, aș vrea pe final să ne spuneți cum stați și cu acea schemă de ieftinire a prețului la lapte cu 20%, pentru că ați vorbit despre el, dar încă nu este clar de când se va aplica și cum se va face, așa încât să nu mai existe lapte la 11 lei litru. Sigur, dumneavoastră m-ați urmărit cu atenție și eu răspund de asemenea cu fidelitate la întrebările noastre și mă așez în portofoliu răspunderii ministeriale și a regulilor pe care le instituim. Am instituit acea regulă de comunicare cu fermierii, cu procesatorii și cu retailerii și am avut 3 runde de întâlniri sub comanda și acțiunea directă a domnului prim-ministru, care a dispus această analiză și am avut întâlnirile de care vorbesc și dumneavoastră știți acest lucru și s-a asumat de către procesator și de către retailer că fiecare dintre cele două segmente ale pieței, înțelegând aici producția... Dar nu știm de când, domnule ministru, știm de când se va aplica? Este în Consiliul Concurenței a primit această misiune să stabilească data exactă, funcție de stocurile de produse care există, în așa fel încât să nu tulbure piața. Într-un cuvânt, se va materializa ceea ce s-a stabilit de către domnul prim-ministru și pe care au agreat-o, că ei au agreat această măsură. Așteptăm să vedem așadar când se va întâmpla. Așteptați de la Consiliul Concurenței. Mulțumesc, domnule ministru Petre Daia, ați fost în Newsroom. Așteptăm deciziile momentului. Haideți